Bună ziua, prieteni! Mă aflu în ceea ce a fost odată Filarmonica din Chișinău. Este o instituție culturală care a ars aproape în întregime, acum este o ruină. Aceasta este scena principală a Filarmonicii. Acolo au fost odată scaunele pentru spectatori. Acum puteți să vedeți cum arată tot acest edificiu. Din păcate, este distrus, acoperișul a dispărut. A fost distrus, evident, de flăcările care au nimicit ceea ce a reprezentat odată o mândrie a Republicii Moldova. Totuși, ce nu a putut distruge focul este spiritul acestei instituții de cultură, un spirit care există acum în oameni. Fac curat! Și mai are rost să faceți curat? Ha? Mai are rost să faceți curat? Da, dar de ce nu? Pentru că ars totul. În fiecare zi vine aici și fac curat. Uh-huh. Și sunteți, dumneavoastră sunteți angajată, nu? Aici, la Filarmonică. Îmi pare că nu. Nu sunteți angajată? Și atunci de ce faceți curat? Așa. Dar dumneavoastră cine vă zice să veniți să faceți curat, să măturați? Nimeni. Of. Dumneavoastră singur. Da. Îmi place. Vă place, nu? Îmi place să fac curat. Să vin aici, să mai câți fac ani, ceva. Câți ani ați lucrat aici? Câți ani am lucrat? Da, aici. Bă, 20 mai din când. 20. Am cântat în 2 ani. Ați și cântat sau ați făcut doar cu... După ce m-am dus la piese și fac, sunt de serviciu aici. Ați cântat și după aia... Și ce da. Cântați? În 2 ani am cântat, în hor. Ați fost coristă, da? Da. Și toată curățenia asta dumneavoastră ați făcut-o, nu? Tot aici ați strâns dumneavoastră. Nu, niște băieți care mi-au ajutat cu mine. Din păcate, în acest moment, din Filarmonica, din Chișinău, nu a mai rămas decât carcasa. După un an de la producerea acestei tragedii, nu găsim prea multe răspunsuri despre viitorul acestei clădiri. Sigur, aici tronează un anunț cumva ironic că în perioada pandemiei este interzis accesul studenților, elevilor în edificiu. Este interzis și din cauza faptului că această clădire nu mai poate fi folosită. Ministerul Culturii, noul Minister al Culturii, abia înființat, nu prea știe ce ar putea să facă din Filarmonică, știe doar că va fi un concurs, dar fără să anunțe termene, fără să ne spună cât ar putea să coste. Ce știm cu siguranță însă este că această clădire este una importantă pentru Republica Moldova, iar pierderea ei este greu de estimat. Nu atât prin pereți, nu atât prin instrumentele care au ars în interior, ci prin partiturile care erau aici și care acum au ars nu mai pot fi salvate. Unele dintre ele, desigur, au fost salvate și duse la Biblioteca Națională, celelalte însă au intrat în istorie, din păcate. Să vedem însă ce ar putea să facă noua conducere a Republicii Moldova în acest caz, pentru că așa cum Franța, de pildă, a reușit să repună pe picioare Notre-Dame de Paris, așa ar trebui și Republica Moldova să lucreze la readucerea la viață a Filarmonicii, pentru că până la urmă cultura este ceea ce reprezintă sufletul unui stat, în acest caz Republica Moldova.